Astăzi avem plăcere de a-l avea invitat ca invitat pe domnia sa Mihai Nani, director de țară al organizației Caritas Cehia în Moldova. Domnia sa este un specialist dedicat în domeniul protecției și dezvoltării copilului, cu o vastă experiență în promovarea bunăstării copiilor și familiilor lor. Subiectul nostru de astăzi, copil fericit, adult fericit, Va explora cum influențează copilăria fericită, dezvoltarea unui adult echilibrat și sănătos. Spunem încă o dată bine ați venit în platoul emisiunii noastre. Bine, v-am găsit! Evident că subiectul este foarte interesant pentru că este legat sau interdependent fericirea. Atât copilul cât și adultul, pentru că înțelegem că fericirea copilului depinde sau fericirea adultului depinde de fericirea copilului, mai rar se, se discută sau se prezintă astfel de subiecte. Dar înainte ca să intrăm în acest subiect, aș vrea să ne spuneți ceva despre dumneavoastră, despre organizație, despre ceea ce faceți dumneavoastră pentru telespectatorii noștri. Da, în primul rând eu vă mulțumesc pentru invitație și ca să fac o scurtă prezentare, să spun așa, sunt sociolog de profesie, deja de peste 20 de ani sunt în mediul social al Republicii Moldova, particip în diferite acțiuni, undeva circa 5 ani în urmă am participat ca cofondator în cadrul unei organizații Academia Părinților de Invidiat, Uh. unde cu colega mea, Ina Crasnojon, psihoterapeut de profesie, am publicat și o carte privind educarea copiilor. Uh, cred că am să mai fac referire azi pe parcurs când veți mai avea întrebări, inclusiv și la cartea asta, sper să nu vă supărați. Uh, în momentul de față, deja am peste 2 ani de zile de când lucrez cu Caritas Cehia în Republica Moldova, unde la fel avem diferite inițiative sociale și ne străduim să susținem păturile vulnerabile ale populației, asta fiind unul din domeniile noastre de activitate și per general educarea copiilor și bunăstarea familiei este ca și un hobby pentru mine, nu e doar o profesie. <laughs> Aveți copii? Da, am o fată. Așa. Să vă trăiască și înțeleg că dumneavoastră e din experiență sau pe care o aveți dumneavoastră nu doar pur și simplu în activitățile sociale, ci și din familie. Aha. Lucrul acesta rezonează cumva și evident că vă împărtășiți și experiența proprie de fericire, de om fericit în familie, sigur că și celor care, cu care de fapt le oferiți aceste sau prestațiile date ale dumneavoastră ce înseamnă, în opinia, în opinia domniei voastre, copil fericit? Care sunt, știu, particularitățile sau caracteristicile sau cum am putea noi să înțelegem, pentru cei care ne privesc, un copil fericit? Ce înseamnă, cum ar fi, dacă ați putea să definiți, să-l caracterizați, un copil fericit? Da. Uh, un copil fericit în primul rând, este un copil care știe că este acceptat în familia sa. Un copil care poate să se bazeze pe părinții săi. Pentru că asta este nevoia de bază a fiecărui om în general, dar în special a copiilor, când încă ei nu sunt independenți, nu au dezvoltate abilități de a înțelege lumea. Are doi oameni de reper lângă el care trebuie să fie alături permanent. Dacă oamenii ăștia lipsesc, sunt cazuri și acum nu vreau să spun anume de doi, pentru că sunt familii monoparentale. Dar este obligatoriu ca să fie minim un adult în viața fiecărui copil care să fie acolo indiferent de ce se întâmplă. Asta este condiția de bază a fericirii unui copil. Din păcate, în societatea modernă, oamenii confundă fericirea copilului cu uh, stimuli externi de tip material aha, copilul meu, ca să fie fericit, trebuie să-i cumpăr un telefon nou, trebuie să-i cumpăr un joc la calculator nou, trebuie să-i dau bani de bomboane, de alte chestii la magazin și așa mai departe. Și vedeți că se întâlnesc fenomenul tot mai des în, la noi în țară când un părinte lasă familia și pleacă pentru binele copilului. Când de fapt eu consider că este o greșeală. Asta este în detrimentul copilului. Copilul are nevoie de prezența fizică a părinților în viața lui, dar, iarăși, să fie niște adulți adecvați. Mă scuzați că folosesc așa cuvinte, dar trebuie să fie oameni adulți adecvați în viața copilului prezent, atunci copilul va fi fericit. Detalii sunt multe și cred că pe parcurs o să discutăm unele din ele, dar ăsta e foarte simplu de înțeles din punctul meu de vedere. Evident că există și cred că și dumneavoastră vă confruntați cu prejudecăți vis-a-vis -vis de copii fericiți. Da. Pentru că altă dată se privește sau imaginea unui copil fericit este doar imagine. Da. Deci zâmbește, eu știu, zglobi undeva, joacă, se preocupă de una, de alta, de a treia și se pare că e fericit. Mm -hmm. Însă, ceea ce spuneți dumneavoastră e puțin altfel. Da. Pentru că dumneavoastră priviți dincolo de ceea ce pare. Pentru că mulți copii. Sunt și în grădinițe și, eu știu, sunt în instituții specializate unde uh, încearcă să-i facă pe ei fericiți, însă, iată, prejudecățile sau, uh, eu știu, miturile sau confruntă, confundările, deci oamenii confundă... Uh, o fericire adevărată cu una iluzorie a unor copii. V-ați mm -hmm. întâlnit cu astfel de probleme pe care părinții sau maturii pot să le perceapă greșit? Da. Noi în cadrul organizației Academia Părinților de Invidiat organizăm un șir de ateliere pentru părinți, pentru copii și părinții când vin și se adresează deseori încep cu faptul că nu înțeleg ce s-a întâmplat parcă i-am oferit tot ce am putut la copil. Nu duce lipsă de nimic, totuși copilul are comportamente care noi nu ne le dorim. Adică ceva se întâmplă cu copilul meu. Că nu suntem o familie, nu știu de care, care ducem lipsuri. Are tot ce trebuie. Orice a vrut, i-am cumpărat permanent și copilul totuși nu, nu, ne ascultă, nu, nu ne consideră pe noi ca autoritate. Face diferite chestii cu care noi pe urmă ne certăm și așa mai departe. Da? Adică Oamenii, într-adevăr, nu cunosc care sunt nevoile copilului. Și necunoscând care sunt nevoile reale ale copilului, încerci să suplinești asta. Sau trăind în mediul nostru care suntem super solicitați zilnic, că lucrăm mult, nu avem timp să acordăm copiilor și atunci compensăm asta prin jocuri video, prin, prin alte chestii. Mulți părinți își cresc copilul cu telefonul în față, se vede și pe stradă, da? sau vine la consultație și îi dă telefonul copilului ca să stăi liniștit cât noi discutăm. Spre exemplu, da? Adică oamenii recurg la diferite metode de compensare a absenței personale în viața copilului. Și mai citesc pe forumuri undeva unde oamenii își exprimă pur și simplu opiniile fără să, fie, să aibă studii, să fie informați suficient. Și iată, diferite stereotipuri toți în, se multiplică în societate. Oamenii le citesc și le aplică în viața de zi cu zi și dar aici nu mai vorbim de stereotipurile tradiționale, că două palme și copilului cu minte, spre exemplu, da? Încă este prezentă percepția asta că copilul poate fi educat prin bătaie, spre exemplu, da? Și ori, ori îi dăm tot ce vrea și el cu minte și este cu minte, ori îl pedepsim și el tot va fi cu minte, da? Și fiecare adult își dorește un copil confortabil, un copil care și să și să-l lese în pace. Eu vin la lucru obosit, tu stai acolo. Cum asigur asta? Fiecare cu metoda lui. Dar eu cred că asta este o... S-a demonstrat deja. Este un stereotip care duce pe urmă la consecințe negative și la îndepărtarea copiilor de părinți. Pentru că ăsta e efectul final. Sigur că în lumea noastră e pluralistă unde toți au adevărul și adevărul propriu, indiferent dacă se contrazice cu adevărul, da, noi toți avem părerile mele și eu așa da. sunt, așa, așa sunt eu, așa văd eu, vreau să fiu nu știu ce, vreau să fiu și vis-a-vis -vis de educarea copiilor sau vis-a-vis -vis de copii sau abordarea copiilor, exact, există și astfel de pluralisme. Da. Fiți de acord, mai ales că atunci când vorbim despre școli educaționale, începând la behavioriste și termin cu pragmatiste, cu toate acestea, părinții care sunt și ei formați și sunt ispitit și ei să aibă părerile lor. Domnule, așa mă gândesc eu. Evident, poate undeva din spate vine, știu, de la bunii, de la părinți, ce au văzut, cum a văzut. Uh -huh da, ce mai nou, așa cum ați menționat dumneavoastră, și internetul, care a impresia că dezmembrează orice fel de concepție, chiar dacă o ai ceva, o, niște păreri, păi te diluiază. În cazul acesta, în contextul dat, care sunt pentru că, cumva, părinții se adunăm și toate conceptele să le înțelegem vis-a-vis -vis de, de fericirea unui copil sau despre un copil fericit, ce înseamnă. Și aici ar trebui și poate ne ajutați nouă să ne spuneți sau să ne, să înțelegem mai bine care sunt caracteristicile unui copil fericit. Ce ar trebui să facă părintele în contribuirea fericirii copilului împreună cu, eu știu, cu sistemele naționale sau organizațiile naționale de educație, mă refer acum la grădiniță, de copii, școală și așa mai departe? Ah, fericirea este un, un concept destul de complex. Da? da. Uh, o bună parte de timp oamenii au considerat că sensul vieții este să fii fericit. Pe urmă, acum au apărut și alte teorii de genul, nu este sensul vieții să fii fericit, sensul vieții este să fii uh, util societății și tot așa mai departe, se schimbă conceptele. No, bine, Dacă... percepția de fericire, eu aici de... e diferi... <laughs> diversă. Da. Uh, ca un copil să se simtă fericit, este nevoie ca el să trăiască într-un mediu sigur, în primul rând. Da? Sigur. Sigur. Într-un mediu sigur. vorbim despre. Ca el să simtă că este fizic. protejat. protejat. Fizic. fizic. în primul rând, fizic. Da? Faci parte din nevoile de bază, inclusiv în piramida lui Maslow. Da. După ce a fost hrănit omul și s-a dat apă, trebuie să simtă că deasupra capului are un acoperiș, că este stabil locul lui de trai și că familia lui este stabilă. Că nu îl parte niciun pericol pentru că frica este una din emoțiile de bază la toți oamenii. Dacă omul trăiește cu frică, el nu poate să fie fericit și aici ne referim la mulți factori care contribuie nemijlocit la copil. Se teme că părinții vor divorța. Se teme că mama sau tata să bată. Se teme că va fi pedepsit dacă va sparge o vază. Se teme că va fi pedepsit dacă ia o notă, o notă mai slabă la școală. Se teme că va fi pedepsit de profesor. Copilul um, percepe mediul înconjurător atât de periculos încât noi îi creiem impresia asta, da? Noi ca maturi, și asta e tradițional la moldoveni, speriam, speriam copilul ca să fie cu minte. Acolo e lupul, acolo o să vină și o să fure, nu te baga acolo... Ibau. Da, că îi că e nu știu cine. Dar copilul nu are încă, la vârsta fragedă, nu are dezvoltată gândire abstractă. Nu înțelegi că asta e o glumă sau că asta e o sperietoare și o e ca atare. Și el tot dânsul în casă, trăiește plin de frici, să trebuie să duc în altă cameră, să trebuie să duc în altă parte, nu știu unde, da? Adică, primul și primul rând, copilul de la zero până la vreo trei ani de zile își dezvoltă în primul rând un atașament sigur față de adultul de lângă dânsul ca să știe că mama și tata nu o să-l respingă niciodată. Că o să-l iei în brațe ori de câte ori are nevoie că o să-l mângâie, că o să-i spună cuvinte frumoase, că o să-l hrănească la timp, că o să-i dea apă la timp. Astea sunt nevoi de bază la fiecare om. O să știe că casa lui este sigură, că nu se întâmplă nimic la dânsul în casă, nu vine niciun fel de balaur peste el și așa mai departe. Și atunci copilul ăsta de 3 ani de zile, până la 3 ani de zile, își satisface nevoile de bază și se simte fericit. Mai departe, copilul mai crește un pic și are nevoie să exploreze lumea din jur, după ce s-a atașat de adult din viața lui, începe a explora. Și atunci iar apar adulți care spun nu, 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 acolo nu, acolo nu, dincolo nu și așa mai departe. În timp ce el trebuie pur și simplu să fie lăsat să îmblă prin casă, pe afară. Evident că noi suntem maturi, trebuie să supraveghem asta. E, eu spun așa, o, 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 profesie de 24 de ore când ești părinte. Nu poți Eu mă uit mm -hmm. în telefon, dar tu nu te, nu te du acolo, că acolo e fierbinte. Deci trebuie copilul supravegheat ca să nu se întâmple nimic cu el. Dar în același timp lăsați-l să exploreze. În felul ăsta el învață lumea. El înțelege că are o libertate de acțiune. Că el este binevenit la dânsul în casă. Altfel, eu ca matur, dacă aș fi la mine în casă, și soția mi-ar spune permanent, nu călca acolo, nu pune mâna pe farfurie asta, descalți te la 2 metri de la ușă. Nu fa asta, nu fă cealaltă. Păi mă mai simt eu comod la mine în casă, chiar ca adult. Deci nu mă sunt binevenit la mine în casa mea. Așa și copilul. Și pe măsură ce crește copilul, fericirea lui depinde de satisfacerea nevoilor de la momentul dat. Dacă el e adolescent și vrea să-și boiască părul verde și părintele îi spune nu se poate verde că mă faci de rușine Evident că adult, adolescentul nu are cum să fie fericit în momentul respectiv. Mai ales că adolescență și oamenii până la o anumită vârstă nu pot să aibă o imagine clară a viitorului. Și nu înțeleg ce înseamnă să-ți băiești astăzi părul verde care sunt efectele asupra zilei de mâine. Dar în calitate de experiment se poate lăsat să se Și atunci copilul o să fie fericit când adultul nu o să mai preocupe atât de mult de imaginea personală nu o să se preocupe atât de mult de lucrurile materiale din viața lui. Nu o să se ocupe atât de mult de lucru. Și așa mai departe. Dar o să petreacă mai mult timp cu copilul său. O să petreacă mai mult timp în familie. Dacă o să ne întoarcem chiar și un exemplu din istoria noastră. Seara s-a adunat toată familia la masă. Acum mănânc fiecare în colțul lui. Fiecare cu ecranul lui. Și așa mai departe. E clar că se pierde conexiunea și adultul pierde um, relația cu copilul. Și asta este grav. Pentru fericirea copilului. Adică vreți să spuneți că problema pe care noi în emisiunea aceasta o ridicăm vis-a-vis -vis de, știu, fericirea copilului, de fapt fericirea adultului depinde da. de fericirea copilului, e un fel da. de efect bumerang, da. tot ține de sub responsabilitatea sau ține de responsabilitatea părinților. Da. Că dacă părintele este nu, lenos, cu siguranță că nu va fi fericit deoarece copilul nu va fi fericit. Iar părintele care este harnic sau responsabil, se, își va reflecta sau se va reflecta bucuria lui, fericirea lui în copiii săi, care de fapt îi aduce ca efectul bumerang înapoi fericirea. Deci să înțeleg că această, această conlucrare sau co cooperare în a face fericit copilul este esențială. Dar ce spuneți? Copilul iese după ușă, după portiță. Da. Merge la deschide altă ușă, deschide ușa instituției, fie că este grădinița de copii, și acolo se întâlnește nu cu părinte, ci cu educatoarea sau cu învățătoarea. Ce se întâmplă în cazul dat, cum părintele ar putea să asigure, eu știu ce ce a spus dumneavoastră, securitate, apoi explorarea lumii și evident că dezvoltarea personalității, pentru că trebuie să-și dezvolte și abilitățile și așa mai departe, care țin și de acceptarea în societate, că acolo se mai întâlnește și cu alți copii. Da. și eu mă întorc la etapele de vârstă și dezvoltarea naturală a copilului. Mm. Da? este rolul părintelui, în primul rând, să-i educe copilul. Așa. Copilul trebuie să educat conform etapelor de dezvoltare. În moment ce copilul ajunge la vârsta de a merge la grădiniță, deja trebuie să aibă dezvoltate anumite abilități, în primul rând. În primul rând să fie deja capabil să se autodeservească în mare parte. La trei ani de zile, când duci copilul la grădiniță, nu trebuie să te aștepți să-l îmbraci și să-l dezbraci educatoare. Nu trebuie să te aștepți să-l să șteargă mucii, să spunem, da? Și alte chestii. Sunt chestii care trebuie să le educe, să le dezvolte părintele acasă. Pentru că la vârsta asta copilul deja este capabil să le facă și hiperprotecția care fac unii părinți la copiii săi dăunează în mare parte. Noi vedem și numim copii alentați sau nu știu cum, că el nu știe nimic să facă, mama face tot pentru el până la o anumită vârstă. Asta este un aspect care cum trebuie pregătit copilul pentru grădiniță. A doilea lucru este, educarea presupune și diferența, deosebirea dintre bine și rău. Am întâlnit părinți care spun că, păi, dar la vârsta asta el nu înțelege. Fals. evident că înțelege. Copilul înțelege când vorbești cu el. Chiar dacă nu ți răspunde înapoi coerent, când nu are dezvoltată vorbirea coerentă, dințeles, el înțelege. Și când tu îi spui că e bine să faci un lucru și mai puțin bine să-l faci altul, copilul înțelege. Din păcate, ceea ce spuneți dumneavoastră se întâmplă, adevărat. Se duc copiii la grădiniță, se întâlnesc cu copii din alte familii, unde au fost atrasă mai puțin atenție educației și se încep inclusiv conflicte sau stilul pedagogic al educatoarei poate fi diferit. poate este o politică în grădiniță, că sunt diferite grădiniți cu diferite aspecte. Per general, copilul trebuie pregătit ca să meargă acolo, trebuie să se explice ce o să se întâmple acolo. Părintele trebuie să informeze ce fel de grădiniță e asta, să vorbească cu educatoarea, să monitorizeze toate chestiile. Sunt contrar total împotriva faptului de a lăsa copilul cu orice preț la grădiniță. De a-l impune să meargă într-un mediu ostil, într-un mediu unde nu se simte bine. Unde poate este, eu nu știu, pedepsit pe ascuns ca să nu afli părintele și așa mai departe. Nu face bine copilul nici într-un fel. Chiar dacă e în avantajul nostru cu grădinița aia aproape de casă sau chestii de genul ăsta, da? nu este posibil să tolerăm așa ceva. Dar în, când presupunem că e un mediu obișnuit și copilul trebuie să se învețe a corelaționa cu alți copii, mai ales în perioada de adaptare. Noi, ca părinți, trebuie să petrecem mult timp acasă, seara și dimineața cu copilul, în care să-l uh, ajutăm să înțeleagă ce înseamnă alți copii, până unde merg mofturile tale și unde se începe la alți copii, uh, ce este uh, bine să faci la grădiniță, ce nu este bine. Uh, este contrar, total contraindicat să criticăm educatorii din fața copilului să criticăm grădinița de fața copilului, pentru că din start îl predispunem negativ pentru ceea ce îl așteaptă, dar Ei lasă că educatoarea e divină sau că educatoarea asta nu știe sau alte chestii. Mai bine este să-i transmitem un mesaj pozitiv și faptul că noi, ca părinți, îl vom ajuta să treacă mai ușor peste perioadă. Vom vorbi cu educatoarea, cu alții, ca să vedem, să explicăm mai bine care sunt nevoile personale ale copilului. Și atunci în cazul în care presupunem că toți adulții sunt oameni adecvați și înțeleg ce vorbim unul cu altul, atunci și educatoarea probabil o să fie mai atentă la anumite aspecte ale unui copil anume, dacă el se integrează mai greu. Sau o să fie mai atentă la conflictele care se întâmplă între copii. Din ce ce ați spus, am înțeles că e nevoie de pregătire. Da. Copilul E nevoie. Deci este obligat părintele ca să pregătească copilul pentru mediul în care intră, cu care se va confrunta, cu știu, provocările cu care va intra copilul în corelație, sigur că și cu alți copii, pentru că până acum el a trăit, a crescut la casă, deci a văzut casa, eu știu, în jurul casei, undeva plimbare, dar acum intră la grădiniță, la instituția de învățământ, după grădiniță vine la școală. Cel mai deseori, după că mine, așa, după cât înțeleg eu, se întâmplă că copilul crescând, 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 hop, se pomenește că e în altă instituție. De a, am ieșit de acasă și mergem unde? Ai să vezi. Dar unde să vezi ce ea? E nevoie ca să fie, din ce ce am înțeles eu, să fie pregătit copilul. Să se, să se spune cu de tu ai să mergi în alte, alt loc. De ce trebuie să mergi acolo? pentru că nu înțeleg, adică bănuiesc copil nu își dă seama mm -hmm. de ce nu poate să rămână acasă. Da. Deci părintele îl duce acolo, în locul ăla și așa mai departe. Cum să abordeze, știu, anumite provocări, vei face cunoștință cu educatoarea, cine ea, de unde ea, îi mamă, nu-i mamă, evident că nu-i mamă. Mm -hmm. Copiii de seama ta care au și ei, știu, mânzele și educațiile și provocările pe care ei le au ca să le treacă și cum ar putea cumva împreună în colectiv. De deci ce asta aveți în vedere? Da, este nevoie de spun așa un program de lucru a părintelui. Nu este așa. suficient ca azi seara Sunt să Sunt niște sarcini pe care da. trebuie să le treacă. Corect. Deci nu este suficient ca azi seara i-am spus și mâine ne la grădiniță. Un copil de obicei înțelege și asimilează o anumită informație, undeva o accept, spun așa, undeva timp de două săptămâni. da, Adică dacă Zil eu... Zi la și... zi. Da. Zilnic trebuie să repetăm o acțiune ca copilul să o învețe uh, și să o facă cât de cât, cam două săptămâni durează. Păi, deci, ca să înțelegem corect și cei da. care ne ascultă să înțeleagă. Uh, cu cât timp înainte trebuie de pregătit copilul? Minim două săptămâni. Minimum două săptămâni. Da. Și deci de... dacă eu azi am găsit grădinița și îi spun că mâine mergem la grădinița, asta nu e suficient. Doar îi creez copilul o, o, o imagine în cap și un stres și gata. Enorm. Da. Bun, ies că ar trebui cumva de făcut o excursie până la grădiniță, știu, pe drum, iată aici, pe aici o să mergem acolo, vei fi ea, vezi cum e. că de obicei grădinițele sunt degrădite, știți, și da. faci impresia de un regim special. Nu, vedeți că acum aici... și grădinițele sunt un fel adaptate, să spun așa, și primele zile îi acceptă pe copiii pe câteva ore, doar organizează excursia asta în locul părinților, dacă părinții nu-și dau seama că trebuie de făcut. Dar aveți dreptate, copilul trebuie să cunoască unde se duce, trebuie de făcut cunoștință cu educatoarea din timp, cu locul unde pleacă. De avut niște jocuri de rol acasă, care ar, pentru copiii la vârsta de 3 ani, v-am spus, nu au gândirea abstractă dezvoltată. El nu înțelege exact și cuvintele care noi le folosim, ei nu le înțeleg până la urmă, da? De asta, trebuie de făcut niște jocuri de rol, de scenat, niște situații, ca copilul să le vizualizeze, să le vadă cu ochii lui, ca să înțeleagă ce înseamnă grădiniță, ca să înțeleagă unde merge mama pe urmă, unde merge tata, ce se întâmplă, cam la ce oră o să l iei de la grădiniță înapoi, te duc dimineață, te aduc, te iau seara, în caz de nu știu ce se întâmplă, o să mă suni și așa mai departe. Și toate astea trebuie screpetate, că dintr-o singură dată copilul nu va înțelege, nu va memora, nu va crede. Sigur, știți, următoarea întrebare care aș fi vrut să ne ajutați cu răspuns la ea. Cum mediul? De ce este atât de important să vorbim despre aceasta? De ce subiectul pe care îl avem în emisiunea noastră, copil fericit, părintele fericit, și legat de educația copilului, de pregătirea copilului, de a face copilul ca să simte într-un mediu fericit, de ce mediul este atât de important? În, eu știu, în aspectul ce influențează fericirea sau starea aceasta a copilului, fericirea. Mm -hmm. Este o maximă care ați auzit-o probabil și în alte limbi, și care este adevărată. Sunt studii care au demonstrat asta, că într-adevăr, mediul determină conștiința omului. Mediul în care noi trăim ne determină pe noi ca moldoveni. Noi acționăm ca moldoveni pentru că trăim în Moldova. Și interacționăm zilnic cu anumite categorie de oameni, vedem anumite modele de comportament și uh, auzim un anumit limbaj și așa mai departe. Deci, noi suntem români din Moldova, dar nu suntem identici cu românii din România. Este cel mai simplu exemplu. Deci, mediul determină conștiința uh, și mai departe se reflectă în modele din comportament, limbaj și altele. Uh, același lucru se întâmplă și cu copiii. Mediul va determina neapărat felul în care se comportă copilul. Copilul care este într-un mediu stresant va manifesta după asta comportamente agresive, comportamente deviante. El va vrea să-și degajeze stresul acumulat acasă și va degaja în diferite forme, va protesta față de ceva, deși nu are curajul să spună, va face niște comportamente care noi le vedem. Da? în principiu, peste tot ne spune că copilul este ca un burete și asta într-o oarecare măsură este adevărat. El nu numai că copie ce ce fac adulții din jurul lui, dar inclusiv asimilează stresul ăsta care se întâmplă în jurul lui dacă el trăiește într-un mediu stresant și invers. Într-un mediu care este benefic pentru copil, el se va dezvolta armonios, se va dezvolta conform abilităților sale de la natură sunt iarăși studii și este demonstrat copiii care trăiesc într-un mediu stresant o perioadă lungă de timp au probleme în dezvoltarea fizică deci nu mai putem vorbi aici de chestii care nu pot fi demonstrate că băi, nu poți cum să studiezi tu creierul psihologia omului și nu știm dacă s-ar fi întâmplat altfel poate omul ar fi gândit altfel sunt fapte care demonstrează că însăși nu se dezvoltă fizic din cauza faptului că copilul trăiește încordat, însăși la nivel de sistem muscular el trăiește încordat permanent și sistemul osos nu se dezvoltă în ritmul în care trebuie și rămâne copilul mai mic, mai slăbuț, mai scund, nu știu cum, dar nu se dezvoltă în ritmul cu ceilalți copii și ăștia sunt copii vizibili în societate. Dacă copiii ăștia ar fi trăit într-un mediu prielnic, ar fi la nivel cu ceilalți, în condițiile în care îți asigur evidența și alimentară și îmbrăcămintea și așa. Bănuiesc că dumneavoastră prioritar vorbiți despre mediul de familie. Acolo copilul petrece cel mai mult timp și asta este obligatoriu, ca mediul de familie să fie prielnic Și ce ce părinții au sub control, sigur că e casa. Da. Deci aici ei pot să modeleze. Evident da. că copilul care merge la grădiniță sau la școală, mediul de acolo e mult mai greu să fie controlat sau să fie dus sub o evidență anumită a părinților. Da. Uh, de cum poate un mediu să-l facă pe copil fericit. Iată spre exemplu cineva care astăzi ne privește, zice, "Dumnele sunt un părinte." Poate abia deveni devenit părinte sau eu știu sunt cu a doua șansă de părinte, adică al doilea copil se naște sau chiar dacă mm -hmm. sunt chiar bunei de ce nu? Pentru că bunii tot au șansă să fie un fel de părinți. Și ce se facă? Cum se creează un mediu fericit pentru un copil pentru a dezvolta, a se dezvolta copilul în așa fel încât să fie cu adevărat fericit. Nu uh, iluziile despre care am vorbit noi și capcanele care cel mai deseori societatea le oferă. Pentru că știți și reclamele. Vrei să ai un copil fericit? Cumpără-i nu știu ce. Vrei să ai nu știu ce? dă să consume știu, înghețată și nu știu ce. Iată, la masă ne-am adunat, s-a ajuns și hamburgerle. Deci, domnule, dacă așa consumăm, suntem toți fericiți. Da. Uh, se confund deci, pentru că se fac, se fac il, 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 iluzii în cazul data fericirii. Cum un părinte să facă, și repet întrebarea, cum un părinte să creeze mediul în care copilul cu adevărat să fie sau să devină, sau un mediu în care să fie o devenire a unui copil fericit? Mm -hmm. Iarăși am menționat la început despre cartea care sunt coautor și Acolo avem opt ingrediente de bază care se referă nemijlocit la niște principii care ar trebui respectate. Sunt descrise în detalii, dar într-un limbaj simplu ca oamenii să înțeleagă și am să vă dau câteva exemple. În primul și în primul rând, orice părinte trebuie să cunoască care sunt nevoile copilului său. Satisfacerea nevoilor este baza pentru asigurarea fericirii unui om oricare și inclusiv a copilului. Nevoile copilului reies și din etapa de dezvoltare la care se află, din înțelegerea psihologiei, da, a psihicului copilului, dar și din discuții directe cu copilul. Este foarte important ca părinții să găsească timp să discute zilnic cu copilul său. Și repet asta, zilnic, deci dimineața, seara, când vă este mai comod, stai și discuți cu copilul, nu faci interogatoriu. Dar cum a fost la școală? Da, unde ai, da ce ai făcut? Da, Și dacă nu, copilul nu vă dorește? Copilul la, la început o să refuze, evident. Dacă mm. nu este obișnuit ca părinții să discute cu el, o să refuze. De asta părintele trebuie să le inviti în discuție prin a începe o povestire, nu o întrebare. Da? Dacă eu vreau să vorbesc cu copilul meu, aș putea să încep eu să-i povestesc cum a trecut la mine ziua. Ce-a mai fost? Dacă copilul este mai mic, joacă-te în cu copilul tău. Deci nu este nimic. Să fii nimic la nivelul copilului. Da, te șezi cu el pe podea, ai luat jucăriile tale de pluș, de păpuși și te joci în jocurile care îi plac copilului, ca să stabilești conexiunea asta. Și ulterior copilul va și vorbi când începi să vorbească, va vorbi cu tine. În timpul jocului ai să vezi ce îi place și ce nu-i place cu adevărat copilul, pentru că el e concentrat la joc și nu se mai gândește la tine, că tu ești părinte și stai lângă el să-l monitorizezi. Dar începând cu vârste un pic mai mari, când copilul începe să vorbească și copiii încep să vorbească la diferite vârste, poți să vorbească la un an și un pic, poate la doi ani să vorbească, poate un pic mai încolo, trebuie de vorbit cu copilul, chiar dacă îți pare că nu înțelege, că nu știi să se exprime, e greșeală să-l corectăm permanent pe copil, că când îl corectezi de multe ori, el deja se rușinează să mai vorbească. E de voi să vorbească cum poate, e important ideea care o transmite, nu felul în care o transmite. Și atâta timp cât noi vom discuta cu copilul, vom afla care sunt nemijlocit necesitățile lui, interesele lui și noi vom strădui ca ele să fie realizate, dar în așa fel ca uh, ele să spună așa, să nu depășească limitele anumitor reguli, copilul va fi fericit. Pentru că și în casă trebuie să existe reguli de comportament și pentru copii și pentru adulți. Trebuie să impuse și niște reguli ca să fie copilul și familia fericită și niște nevoi satisfăcute. Și când le combinăm, atunci avem un mediu în care vrem și noi, și copilul să trăiască. Evident, orice părinte își dorește binele copilului. Și primul obiectiv pe care îl are este să, să, să creeze un mediu sau să favorizeze dezvoltarea personalității copilului. Deci, care sunt, eu știu, aspectele importante pentru un părinte care să ducă cont în dezvoltarea copilului, în acceptarea de sine, în autoconștientizarea sau autocogniția, a înțelege cine este el, mm -hmm. în care dezvoltă și ea, la rândul său, încrederea în sine, deci în puterile sale, să fie sigur pe ceea ce face. În așa fel încât uh, să fie corectă dezvoltarea. Și aș fi vrut aici să lămuresc, să aduc un antipod, pentru că am întâlnit părinți care uh, nu se preocupă de copii, nici de educația lor știți, alte date confundă educația cu deci, permisiunea. Și zice, domne, libertismul ăsta pentru copii, în care zice, domne, dezvoltă ca personalitate, că dacă la un moment dat ceva, îi zic un cuvânt, îl inhib și la un moment dat da, se va întâmpla un scurt circuit în copil și va fi un timid, dar așa îmi place că înțelegi obraznic și înseamnă că are personalitate personalitate. Ce criterii, pentru că trebuie să fie clar o dezvoltare de autoacceptare a copilului, care sunt criteriile, care sunt știu, lucrurile pe, aspectele pe care trebuie să ducă cont un părinte? În primul rând, ca să fac un comentariu la ceea ce a spus chiar acum, părintele trebuie să fie autoritate indiscutabilă în fața copiilor. Deci... Nu există varianta a doua. Este un singur părinte și o singură autoritate în casă, adică sunt doi părinți și o singură autoritate. Nu Copilul niciodată nu trebuie să fie lăsat să dicteze regulile în casă, nici în familie. Este total greșit. Și mă... aici, rog să nu se confunde cu bătaia și cu tirania și cu alte chestii. Am spus anterior și repet. Este important să, să existe reguli în casă pe care le respectă toți, indiferent de vârstă. Dacă am spus că mâncăm cu toții la bucătărie, păi toți mâncăm la bucătărie, indiferent cine plânge, cum plânge, ce vrea. Vrea la televizor, vrea în altă parte, nu. Deci, noi cu toții mâncăm la bucătărie și mâncăm toți odată pentru că așa este bine. Și asta trebuie să se respecte. Când vorbim de dezvoltarea personalității, și acum, într-adevăr, oamenii confundă cu toți își doresc să dezvolte lideri. Crezând că lider este persoana care este autoritară și care nu-i pasă de ce spun alții. Și acești părinți, din păcate, ajung ca copiii devenind adolescenți să furi banii din casă. Pentru că nu le pasă de părinții lor. Ajung mai pe urmă, vin și le iau pensia la, sunt așa, bătrâni care, copiii în loc să-i ajute, vin și le iau pensia și o cheltuiesc ei. Pentru că nu au fost educați să respecte Părintele, se respecte adulții, se respecte alt om. Da? Copilul trebuie neapărat educat și explicat ce este bine și ce e rău. Trebuie neapărat depus niște limite în comportament și acasă și afară. Dar nu de inhibat. Cum spuneți că mă tem că l Nu, copilul nu va fi inhibat atâta timp cât eu lui permit să fac ce-i place. Îi place să deseneze, îi place să joace, îi place să cânte prin casă, îi place să facă diferite alte chestii. Eu îl încurajez să le facă în continuare. Trebuie să facem diferența între uh, lucrurile care uh, sunt posibile de făcut și care dezvoltă într-adevăr personalitatea și lucrurile care nu sunt acceptabile în societate. Adică, dacă eu, ca adult, acum, la locul meu de muncă, N-aș fi vrut să am un copil, un copil, un coleg mofturos, un coleg care se comportă ca copilul. De ce îmi imaginez că copilul meu va crește și va fi acceptat în, în alt colectiv de oameni ca mine? Deci nu e posibil, nimănui nu-i plac așa oameni. Și dacă tu spui ca scop să educi așa un om, gândește-te la viitorul lui. Gândește-te dacă el va fi vreodată undeva acceptat. Un om care disconsideră pe ceilalți, care străduiește numai să profite de pe alții. Deci ne imaginăm că o să fie rece, unde noi nu avem regat în Republica Moldova. Și nu suntem din dinastii egale ca să, ca să avem așa ceva. Deci respectiv, copilul trebuie de mic, educat despre valoarea personală, dar și valoarea altor persoane. Și că viața în societate presupune o interacțiune pozitivă. Deci, inclusiv, educarea trebuie să fie bazată pe principii pozitive și el va înțelege că relația, dacă relația mea cu copilul meu va fi una pozitivă și bazată pe feedback pozitiv, va înțelege că și cu ceilalți trebuie să comporți la fel. Știți, în fotoliul dumneavoastră, aici în platoul emisiunii noastre, des au fost persoane care deci în profesia sau în ocupația lor se preocupau de maturi. Hmm și psihologi, chiar și un psihiatru, dar ce interesant că în momentul în care începea o terapie de fiecare dată ceea ce am observat ca de regulă, uh -huh. se adresau către copilărie, și experiența. Deci dacă adultul este nefericit, neapărat psihologul pentru el, ca o, știu, ca o regulă, ca o primul, eu știu, abordare, prima abordare, începe să vadă care a fost, de unde începe toate lucrurile acestea și sigur că ajunge la copilărie. Cum experiențele copilăriei sau iată copilului fericit sau nefericit, în cazul negativ, mm -hmm. uh sigur că are recursiuni sau se reflectă asupra unui matur, adult la rândul său. Da. Aici putem slăm un un exemplu foarte simplu, sunt mai multe tipuri de analize a comportamentului oamenilor, da, da. și este o, o explicație simplă care se referă pe la modurile de acțiune. Și asta este o simplă explicație a relațiilor cauză-efect. Hmm. Dacă eu ca copil Trăiam anumite situații în viața mea, fie pozitive, fie negative, și am dezvoltat niște modele de comportament care reacție la situațiile respective. Eu le-am uitat deja situațiile, dar modurile mele de acțiune s-au păstrat. Și trăind mai departe, devenind adult, uitând de copilăria, când în situa când în viața mea va apărea o situație similară, eu automat voi activa modul respectiv de acțiune și voi acționa fără să mă gândesc. El va deveni automat. Pentru că ele sunt scriu la noi în memoria noastră de lungă durată și nu numai. E undeva în copilărie. Da. Deci noi în copilărie fiind acel numit buriete, și asimilând multe chestii și în perioada de dezvoltare activă a creierului se formează diferite conexiuni în creier care determină niște modele de comportament. Așa numitele moduri. Și de fiecare dată când factorul X o să apară în viața mea, eu o să acționez exact după șablon, după modul respectiv, până când nu voi ajunge la un psihoterapeut, vom destructura modul și vom construi altul nou. Deci asta este, poate, deci te duce până la moarte, se spune. Adică deci nu dispare, când n-are de unde să dispare, dispare numai la oameni care lucrează cu, cu sine. Uh, și cred că asta e cel mai simplu ce, poate fi explicat, pentru că, da, noi vedem prin film, vedem prin alte părți, cum stă omul întins pe o canapea și povestește și amintește de copilărie, dar e mult mai complex decât atât. Uh, și e relația cauză efect. Evident, repararea personalității sau, știu, anumite lucruri în care se caută, evident. Uh, uh, știți, ne întoarcem la copilul fericit. Da. Și uh, orice adult își dorește copilul fericit. Și se confruntă cu două, știți, sunt și lucrul acesta am amintit: copilul pe care îl iubește, și în, în același timp educația, disciplina și așa mai departe, pe care trebuie să o exercite în educarea copilului, pentru că trebuie să fie crescut. Care sunt mijloacele sau recomandările domniei voastre? pe care poate să le experimenteze sau cu care poate să se înarmeze orice adult, orice părinte, niște medii, niște, știu, anumite lucruri prin care poate să ajungă la educarea copilului, la formarea mediului de fericire, de ferici, deci a unui copil fericit în, în cadrul familiei. Unul dintre psihoterapeuții foarte cunoscuți la nivel mondial um, spunea că abilitatea principală a oricărui om este de a fi capabil să facă structură din haos. Societatea în jurul nostru este o chestie care noi nu o putem controla. Da? Este o chestie haotică, noi nu avem cum. Și dacă ne lăsăm influențați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru avem șanse foarte mari să ajungem în instituții specializate. Da? Astea sunt oameni la care capacitatea de a face structură în viață nu există. Și pe partea cealaltă sunt oameni care sunt foarte rigizi, care se concentrează numai la structură și nu au deloc flexibilitate. Da? Adică așa de tare suntem de haos că își dezvoltă niște structuri în creier rigide și nu vor să se de la ele și tot ajung în instituții specializate. Acum trebuie să găsim e, mijlocul de aur. E corect? E corect. Așa este. De asta și zic. Acum, părintele, ca să-și ajute copilul să fie echilibrat, în primul rând trebuie să se străduiască, să fie aproape de copilul său, da? Aproape, să fie aproape, să-i spună că îl iubește și pentru faptul că îl iubește că sunt părinte copil, nu pentru faptul că a făcut ceva bine, că a făcut ceva rău. Când spuneți aproape, vă referiți chiar fizic? Și fizic și inclusiv prin comunicare. Da? Este obligatoriu, evident, ca părintele să-și țină copilul în brațe. Este important. A fost un experiment, este un experiment clasic despre care se vorbește că dar iarăși la noi ca de obicei se face pe animale, nu pe oameni, au făcut pe un pui de maimuță. Și puiul de maimuță i s-au dat două machete de maimuțe mamă. Una era cu blana moale, dar nu putea să-i dea lapte. Și alta dădea lapte, dar blana înghimpa. Și puiul de mai o ales-o pe aia moale. Hmm. Deci, simplu ca bună ziua, nu a avut nevoie nici de mâncare, pentru că nevoia principală era să fie aproape de un adult. Și iată, fiecare părinte trebuie să-i asigure că este aproape de copilul său și fizic, dar și emoțional, să vorbească, să-i spună că îl iubește, că îl apreciează. Este foarte important să fie încurajat copilul. Asta e una la mână. Uh, să nu trecem la extrema de genul tu ești prințesă, rege și așa mai departe, că iarăși nu este bine. Și a doilea la mână, trebuie să-i asigurăm o structură în viața copilului. Este important copilul să aibă o oră stabilită de culcare, uh, să aibă o oră stabilită de mâncare, o oră stabilită de trezire, uh, să aibă reguli, nu foarte multe, dar să existe reguli în casă. Și în felul ăsta copilul începe să, fac, să facă diferența între libertatea care există în viața omului și niște reguli care trebuie respectate și adulții care sunt nefericiți, da? Ori nu au structură în viață, ori au prea mult structură. Dacă or să-l învățăm pe copil de mic să găsească echilibru între toată libertatea totală și un pic de structură, o să fie un adult fericit. Ce spuneți despre jocuri? Este foarte important chiar și pentru adulți. <laughs> chiar joc pentru adulți. Evident. Chiar între adulți, jocurile. Da. Interrelaționarea este foarte importantă și asta sigură foarte bine prin jocuri. Copilul prin jocuri și învață și își exprimă emoțiile și este chiar și o tehnică specială, să spunem așa, chiar și la terapeuți, ca să afle lucruri din viața copilului prin joc. În moment ce creierul este ocupat cu jocul, subconștientul lasă să iasă la iveală, să degajeze diferite chestii și asta te ajută pentru sănătatea mentală, inclusiv pe adult, dar copilul cu atât mai mult învață chiar relația dintre chestii, dintre oameni, dintre cauze, efect și așa mai departe, prin jocuri, prin jocuri de rol. Dar cel mai important pentru părinte este să-i dea voie copilului să propună jocul. Hmm. Dacă vrei să te joci copilul tău, întreabă-l în ce joc vrea să joace el, lasă-l să propune jocul, Joacă-te cum îți spune copilul și ai să afle mai multe despre copilul tău decât atunci când îl impui să practici un joc care îți place ție. Îmi pare rău că se termină timpul, dar sunt multe întrebări legate de educație și mai ales de a face un copil fericit. Cât de important sau ce rol joacă? în a face copilul fericit cititul unei cărți, înțeleg eu, de fapt cititul, că cărțile sunt diverse și pentru adaptate pentru fiecare, fiecare vârstă. Dezvoltarea intelectuală, pentru că e nevoie ca copilul să cunoască, nu doar să stea și să privească în, știu, pe ecrane mai mici, mai mari, ci cât de important este formarea aceasta și sigur că adultul care ar trebui să ia în considerare având obiectivul de a face un copil fericit. Este demonstrat la fel că facultățile cognitive ale creierului nu se dezvoltă de plin fără citit. Nu există altă metodă de a dezvolta intelectual copilul fără de a da ceva în mână să citească. Uh, vizualizarea de conținut pe ecrane lenevește creierul. Creierul nu prelucrează informația, el nu mai o consumă. Ea este prelucrată de altcineva pentru el. În moment ce tu îi arăți imagini, să zicem că am luat o carte și am transformat-o în desene. Da? Deci asta este un produs prelucrat deja. Dacă îi dai copilului cartea și el o citește, imaginația lui începe să lucreze și să o transforme în capul lui în desene. Nu îi le arăt eu deja făcut, gata. Și creierul lucrând, creierul este ca oricare care altă parte a organismului. Dacă îi dai de lucru, se dezvoltă. Dacă nu îi dai de lucru, nu se dezvoltă. Nu poți fi în condiție fizică bună fără să faci mișcare. Nu poți să ai creier sănătos fără să citești, fără să scrii. Fără să-l pui la alt treabă. Asta este e o, e o relație foarte simplă. Copiii trebuie învățați să citească și dezvoltat, să spun așa, poate nu, poate nu exact dragostea, dar deprinderea de a citi. De a citi împreună dacă la început nu știe, pe urmă să citească singur. La copiii mici poate să citească părinții, să citească dintr-o carte, ca el să asculte și o să-i trezească interesul și o să vrei, să citească. Dacă copilul ia cartea și începe a rupe foi, să zicem, are un an de zile sau jumătate de an și tu citești și el vrea să vadă cartea, păi lasă-o să o vadă. Dacă el o să rupă o, o, foaie din carte și nu este cartea nu știu care, atunci lasă o rupă. nu e nimic grav. Dacă să-i o experiență negativă copilului cu cartea, el va, o, va încerca să o evite. Lasă să aibă experiențe pozitive. Și citind, își va dezvolta într-adevăr abilitățile intelectuale și va avea după asta succes și la școală și în comunicarea cu alți oameni și dezvoltă limbajul și așa mai departe. Coeficientul de inteligență își dezvoltă general. Sunt specialiști care în general recomandă să nu aibă copii nici telefoane, nici ecrane, practic până la vreo 15 ani. Pentru că așa se dezvolt creierul, sunt etape de dezvoltare care, la care le dăunează. Le dăunează privitul excesiv la ecrane da, deci ca să fii fericit este nevoie de un creier sănătos. Ca să ai un creier sănătos, trebuie să-l pui la lucru. Mulțumim foarte mult! Am înțeles câteva lucruri. Este nevoie să fii satisfăcut, pentru ca să avem un copil fericit, satisfăcut, nevoile de bază, da. securitatea, da. dragostea pe care o oferă. Mm -hmm. Sigur că disciplina, trebuie mm -hmm. să fie structurată viața și da. copilul trebuie să știe unde, de când, până când, până unde. Trebuie să pregătim copilul pentru orice, în timpul explorării sau experiențe pe care le are el și uh, etapele dezvoltare, trebuie să-i pregătim, trebuie să-i explicăm copilului. Și cea mai bună comunicare, copilul este joaca, din ceea ce a spus, da. și buna și sănătoasă dezvoltare prin... Uh, Citire. Am mm. prins că am trecut toate toate ce am discutat la momentul dat pentru că sunt lecții pentru un părinte, că părintelui trebuie cât de cât simplificat și clar definit mm. cum poate fi un copil fericit. Vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi și sperăm că poate cu alte ocazii să fiți la fel, cu, cu alt subiect în platou emisiunii noastre. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Sigur că am să mă bucur și pentru alte invitații și mă voi strădui să fiu prezent. La toți părinții, în primul rând, le urez răbdare și perseverență în, în educarea copiilor ca să ne bucurăm de ei, să spunem așa, și inclusiv de nepoții noștri, pe urmă. Mulțumim! Provocarea cea mai mare este un copil fericit și un adult fericit. Noi, adulții, ar trebui să privim și să avem grijă de copii noștri care ar trebui să-i facem fericiți. Dar va trebui să ducem cont de faptul că și noi trebuie să fim fericiți. Și ca să învățăm această lecție fericită, va trebui să privim către Părintele Cel Mare care ne-a dăruit nouă viața. Pentru ca să fim fericiți. Vă spun la revedere până data viitoare. ピッ